partidele democratice ar trebui să meargă în alegeri împreună, iar în campania electorală cetățenilor ar trebui să li se spună cine va conduce țara după scrutinul din 30 noiembrie. Declarația aparține premierului Iurie Leancă, care este și prim vicepreședintele Partidului Liberal Democrat și a fost făcută la postul de radio Europa Liberă. Potrivit lui Leancă, este extrem de important ca oamenii să cunoască cine îi va conduce după alegeri și care va fi formula de coalizare. Referindu-se la acest lucru, politicianul a precizat că deocamdată nu s-au făcut suficiente evaluări la acest subiect, însă blocul electoral prezintă un șir de avantaje care s-ar plia foarte bine pe așteptările electoratului partidelor democratice. Precizăm că alegerile parlamentare vor avea loc pe 30 noiembrie.